Aceasta este una dintre zecile de case din satul Nemțeni care au fost distruse de viituri. Oamenii nici nu mai încearcă să revină în locuințele lor decât doar să-și ia lucrurile care le-au mai rămas intacte prin case. Ei sunt ajutați de carabinieri și de angajații departamentului Situații Excepționale. Evacuare silită, am spus. De dimineață am spus acest lucru. Și luați-o ca pe o dispoziție directă. Pentru că pe urmă nu o să ne întrebe nimeni. Voit, nevoit. Azi, dacă ați depus toate, sau ați făcut toate acțiunile care sunt necesare până la evacuarea silită, faceți evacuare silită.